Învățământul este supus unei noi presiuni financiare legată de obligativitatea reînnoirii licențelor pentru calculatoare, în funcție de numărul de utilizatori și nu de computere ca până acum. Cum școlile au zeci de calculatoare la care lucrează sute de profesori, elevi, funcționari, gluma se cam îngroașă și directorii nu știu pe unde ar putea scoate cămașa, adică banii necesari achitării bucucașelor licențe. Vestea cea mare le-a fost comunicată de către inspectoratul școlar la o recentă ședință cu directorii, fără a li se da și soluții de rezolvarea problemei. Sunt sume pe care nu le putem permite în momentul acesta, dar din discuțiile pe care le-am avut cu informaticianul școlii și cu colegii mei profesorii de informatică, deocamdată vom merge cu ceea ce avem în momentul de față. Am înțeles că sistemul, într-adevăr, nu mai este atât de performant ca ceea ce ne propune noua licență. Pe parcurs, cu siguranță, vom căuta soluții financiare în primul rând și să luăm pas cu pas ca să putem lua licențe pentru fiecare profesor și pentru fiecare laborator. Noi avem 3 laboratoare de informatică, compartimentele pe care le avem, secretaria, contabilitate, cabinetele directorilor, toate sunt cu calculatoare la care se lucrează. Înseamnă o sumă destul de mare, costisitoare. N-am făcut un calcul, dar oricum mi-am dat seama din ceea ce ni se propunea ca persoană și în momentul în care am mulțit și cu numărul de profesori, și avem 80 de profesori, și cu, spuneam, personalul auxiliar, deja suma nu ne-am putea permite. Și numărul de calculatoare cât? Avem câte 30 de calculatoare pe fiecare laborator, deci fiind 3 laboratoare, 90 de calculatoare numai pe laboratoare. Iar dacă va fi dat și corpul B în funcțiune, vom mai avea și acolo iarăși un număr de calculatoare pe care îl vom folosi. Conducerea Colegiului Național Roman Vodă speră ca pe parcurs, prin intermediul Consiliului Local și al Inspectoratului Școlar, să se găsească soluții pentru cumpărarea acestor licențe în vederea intrării în legalitate. Pe parcurs, probabil va trebui să găsim soluții, dar nu cred că putem să achiziționăm... Cred că, fiind vorba de o finanțare complementar, aici ar trebui să vină bugetul local și iată că dacă veți fi consilier local, veți putea sprijini. Nu-i vorba numai de școala noastră. Fiecare școală va avea nevoie de așa ceva. Liceul Vasile Sav are la fel clase cu informatică, deja are laboratoare. Fiecare școală are calculatoare. Deci sunt sume foarte mari pe care nu știu dacă, chiar și la Consiliul Local, în momentul în care le-am propune, am putea să rezolvăm problema. Numai Colegiul Național Roman Vodă deține 90 de calculatoare la care lucrează 80 de profesori și sute de elevi. În acea situație se găsesc absolut toate școlile, la care se adaugă și instituțiile bugetare. Greu de crezut că se vor găsi bani la buget pentru achitarea atâtor licențe, mai ales că acum, după scandalul Microsoft, care a făcut atâtea victime politice, toată lumea suflă și în iaurt după ce s-a fript cu ciorbă.